Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, bine v-am găsit la cafea. Nu știu dacă v-am găsit bine la cafea după ziua de ieri. A bătut atât de tare vântul că cineva făcea o glumă. Zice, băi, mai trebuie doar să întoarcă Sorin Ovidiu vântul în politică și avem tot ce ne trebuie în neamț. Oare ce ar însemna o candidatură a lui Sorin Ovidiu Vântu pentru funcția de președinte al Consiliului Județean? Sunt convins că foarte mulți s-ar gândi că ar fi un președinte foarte bun. Spre deosebire de alți președinți, știe să vorbească, e citit, știe și poezie, citește și poezie, citește în franțuzește poezii, recită, se încadrează în trendul actual, adică să promovăm persoane care au anumite probleme, dizabilități, deci ar fi perfect ca un candidat. Evident că acum glumesc luându-mă de la vântul de aseară, dar până la urmă de ce să nu-i dăm o idee lui Sorin să revină în neamț, pentru că noi întotdeauna în neamț am avut președinții pe care i-am meritat. Să nu uităm de Ionel Arsene, votat cu entuziasm. Două mandate. Deci ce mai ne punem acum pe aici, pe acolo? Da, deci, cafeaua de dimineață despre câteva chestiuni la ordinea zilei arzătoare, pentru că trebuie vorbit despre ele. Unele sunt la ordinea zilei, dar vin din trecut. Cum ar fi două sentințe care s-au dat recent, una la tribunal, alta la înalta curte, dacă nu mă înșel eu, unde au fost achitați doi polițiști în frunte cu cunoscutul Greaca, pentru că, mă rog, s-a considerat că faptele ori s-au prescris, ori nu mai există. Deci nu are importanță. Important este că după ce au fost condamnați pentru că au luat șpăguță, fiind în serviciu, au fost înregistrați, au fost, mă rog, prinși pe tehnică, la înalta curte au fost achitați. Nici nu mă interesează motivul. Bine, o să spuneți cum adică nu interesează motivul. Una este dacă fapta există. Faptele există. Aici lucrurile sunt clare, nimeni nu poate să spună că nu. Chiar dacă ele au fost provocate, faptele există. Deci, băieții aceia, care probabil sunt niște oameni în viața de zi cu zi, ok, eu știu, nu cunosc foarte bine, au luat. Și acum au fost achitați. O să spuneți cum adică, domne, să fie achitați chiar așa, fără... Da, ce, nu s-au mai văzut cazuri. Mai ales dacă ai și norocul să ai pe cineva protector în spate, să aibă și stele mai mari pe umeri, poți să scapi dintr-o asemenea chestie, pentru că, na, se practică. Dar, pentru Pietreni, principala hotărâre judecătorească definitivă luată zilele astea, ar îmbogăți teoretic, puneți ghilimele unde vreți dumneavoastră, primăria Piatra Neamț cu 8,9 milioane de lei, așa dintr-o dată. 8 milioane de lei nu mai contează prea mult la primăria Piatra Neamț, pentru că, mă rog, teoretic ar conta. Dar nu contează că nu vor fi recuperați niciodată. Este vorba despre o sentință prin care fostul primar Gheorghe Ștefan este obligat la plata către municipiul Piatra Neamț a sumei de 8.899.000 de lei, parcă e un preț de la Altex, 687,15 lei, nu 9, 8,899. Pentru că ar fi produs un prejudiciu municipiului. Prejudiciul ăsta a dus municipiului. Că despre Gheorghe Ștefan și perioada în care el a condus a vorbit foarte mult, de bine sau de rău. Mai mult de rău decât de bine, pentru că de rău se vorbește mai mult. Adică e normal. Gheorghe Ștefan a făcut și multe lucruri bune, dar a făcut și multe lucruri rele. Principalul lucru rău este că a creat acel sistem cu oameni care au fost puși pe funcții
și au rezolvat multe probleme în Neamț, ca să nu mai aibă grijă acum Carabelea. A rezolvat problema terenurilor din Neamț, care au fost toate date înapoi celor care merită, s-au vândut, a spațiilor comerciale deținute de societățile comerciale ale primăriei, care au ajuns la cine trebuie, a locuințelor sociale, alea multe construite, care, printr-o hotărâre de Consiliul Local, au fost transformate în locuințe de serviciu ilegal, toată lumea știe treaba asta, dar acum toți fac așa. Și ce să facem noi? Ce să facem noi? Ce să facem noi dacă au fost hotărâre ilegale? Păi dacă au fost ilegale, trebuie să faceți ceva. Ca să nu vină cumva onor guvernul României cu domnul Ciolacu în frunte și cu domnul Ciucă după el, sau mă rog, depinde de perioada când conduc, și să spun așa, băi, ăștia de la Piatra Neamțului, dați-ne 9-2 milioane de euro înapoi, că le-ați luat ilegal, ați vândut apartamentele noastre, făcute de noi, de minister, și n-aveați voie să le vindeți. Trecem peste faptul că acolo este și o nenorocire. Unii și-au cumpărat apartamentele care au putut, alții au rămas acolo, ia mai săraci, și acum s-au trezit că a venit actuala gubernie și au spus așa, bă, da, astea nu sunt locuințe de serviciu, sunt locuințe sociale. Ia părăsiți-le voi. Cui le spune asta? Ălora care chiar aveau nevoie de locuințe sociale. Că așa e legea. Bă, cum adică? O respecti pentru ăștia, dar nu te gândești că n-a fost respectată pentru ceilalți. Acoperim o nedreptate cu o altă nedreptate? Așa e administrația publică locală. E, dacă e așa administrația publică locală, ia mai mergeți voi spre zona de origine a legilor, ca să nu zic a voastră, și vedeți cum ați putea voi să faceți legile astea să fie aplicabile pentru toată lumea. Că să dai din numeri, că ce să mai fac eu acum? Păi nu, nu, dacă ești primar, dacă ești echipă de conducere, te apleci asupra tuturor problemelor și le rezolvi pe rând. Le rezolvi pe rând. Bun. De ce domnul Gheorghe Ștefan ar trebui să dea banii ăștia înapoi? Insist asupra acestui lucru pentru că n-aș vrea să se spună peste 4 ani, 8 ani, 10 ani, 12 ani că Gheorghe Ștefan a fost un mic primar care a plătit un prejudiciu mic pe vremea lui Andrei Carabelea. Adică să fie clar de ce insist asupra acestui lucru. De ce? S-a spus așa, că nu a luat la timp măsuri pentru recuperarea unor prejudicii aduse în timpul cât a fost primar. Hai să vedem care sunt aceste prejudicii, dar nu înainte de a spune că primarul, Gheorghe Ștefan, este vinovat că n-a luat măsurile astea. Dar primarul, Gheorghe Ștefan, nu era singur în primărie. Avea secretar, bine, obedient, dar nu mai contează. Avea secretar, avea un consiliu local care ar fi trebuit să-l tragă de mânecă, dar nu putea Consiliul Local, că 3/4 era în incompatibilitate. Deci și băieții ăștia au aceeași vină, ca să nu mai vorbim despre faptul că unii dintre ei, funcționari sau chiar consilieri, sunt acum în Consiliul Local sau în primărie în funcție de conducere. Da, vinovatul a fost găsit Gheorghe Ștefan și o merită pentru că el și-a asumat lucrurile astea și o parte dintre afaceri erau în curtea domniei sale, ca să spunem așa. Acum, una dintre problemele care a afectat orașul a fost aceea încălzirii centralizate, sistemul centralizat de încălzire. A venit Gheorghe Ștefan, care era inginer și se pricepea în zona asta și a zis că, domnule, renunțăm la centrale termice vechi și au adus centrale noi, mult mai economice, care erau centrale pe vartal, se spunea atunci, pe gaze naturale. Bun. În 2005, 2006, 2007,
Pentru asta s-au cheltuit o groază de bani. Sistemul n-a funcționat. Centralele alea au dat kicks. Oamenii și-au pus centrale de apartament. Și totul a fost așa ca un fel de afacere între colegi de clasă. De clasă socială, nu altfel de clasă. Pentru anumite nereguli găsite prin sondaj, în contractul dintre primărie și o firmă din Ploiești, Star Airburner, dacă nu mă înșel, Curtea de Conturi a constatat un prejudiciu de 487.068 de lei. Acum, întrebarea este dacă prejudiciul a fost găsit prin sondaj. A extins cineva sondajul să vadă la întreaga lucrare? Nu știm. Cert este că una dintre sume pentru care îi se cere primarului să plătească este de aici. Mai sunt și alte sume. Pentru baia comunală, o sumă micuță. Pentru o afacere care a prejudiciat municipiul de mai multe ori în timp, numită locuințe sociale. Tocmai v-am spus despre blocurile acelea, locuințe sociale, transformate în locuințe de serviciu, în mod cras ilegal. E clar că oamenii aveau nevoie de locuințe, cei care le-au primit. Dar legea a fost încălcată cu nonșalanță de Consiliul Local și Primăria Piatra Neamț. Și nimeni nu și-a bătut capul. Ei bine, o altă afacere a fost construirea de locuințe sociale în cartierul Văleni. Asta după ce s-au construit locuințe sociale pe Muncii, după ce au fost distruse locuințele sociale în cartierul Rotaru acolo. Deci, sau aceleași personaje au fost mutate de acolo, din Speranța, în Muncii, după care din Muncii în Văleni. Sau ci că s-au construit locuințe sociale doar de 3,7 milioane de euro. A câștigat o firmă, mă rog, din start se vedea că prețul este sub posibilitatea de a construi acest lucru, dar mă rog, s-a mers înainte și s-au găsit și aici diferențe nejustificate, probabil tot prin sondaj, de vreo 2.722.000 de lei. Anveloparea unor blocuri din Piatra Neamț, că ea s-a făcut direct sau prin CMI urban. Dar 2 milioane de lei prejudiciu la anveloparea blocurilor. Vă dați seama ce sume se rulau și cum s-a făcut anveloparea. Nu știu dacă a fost mai bună ca cea de la Târgu Neamț. Acum nou s-a învelopat blocul la Târgu Neamț și au căzut bucăți întregi de anvelopă jos. După care au venit niște băieți, au luat bucățile alea așa întregi, le-au prins cu ceva, le-au pus înapoi pe bloc. Probabil că asta este noua tehnologie cu materialele luate din Ucraina, că așa s-a lucrat acolo. Noi trebuie să ajutăm Ucraina inclusiv cu materiale. Ei bagă material, noi le cumpărăm materiale. Și cam așa. O altă șmecherie pentru care primarul a fost pus la plată și nu știu dacă aici este vina lui, este vorba de 7.436.000 de lei pentru compensații la energie către firma Locato. Am tot vorbit noi despre Locato și afacerile cu Locato. Vă dați seama ce sumă imensă pierdută acolo. Trecem peste fotbal și asociații sportive, 1.762.000 de lei de recuperat de la fostul primar. Cred că dacă acum se uită la televizor actualul șef de la clubul Ceahlău, care tocmai a fost refuzat să primească bani de la Consiliul Județean, 1.000.000 de lei, și s-a spus că maxim 400.000 de lei poate să primească, stă, se uită în oglindă și spune dacă trăiește în același oraș în care a fost și Gheorghe Ștefan. Că aici numai prejudiciu a fost de 1.762.000 de lei. Și toate lucrurile astea s-au adunat, iată, sentința este definitivă și domnul Gheorghe Ștefan ar trebui să plătească 8.899.000 de lei, ceva bănuți. Sincer,
Gheorghe Ștefan, cum spuneam, merită să fie sancționat pentru că a lăsat primăria pe mâinile unor șmecheri, care acum sunt bine mersi, mulți dintre ei și-au încasat obolul, mulți dintre ei cu societăți și-au încasat obolul și au mers înainte. Gheorghe Ștefan a rămas vinovat. Dar, repet, sunt și alții care probabil trebuiau trași la răspundere. Ștefan și-a luat vina asupra lui. Este momentul să spunem că Gheorghe Ștefan a făcut și lucruri bune la Piatra Neamț și cel puțin la nivel de imagine, chiar dacă imaginea asta era falsă în multe privințe, vestele gondola, ce investiție măreață și ea era cum era, Gheorghe Ștefan merită apreciat pentru lucrurile astea. După aceea ce a făcut el cu Microsoft și alte afaceri la nivel național, extrem de mari, este fix problema domniei sale și a instanțelor care acum au considerat că nu, că poate fi un om liber. Bun, asta a fost cu sentințele cele două. Ieri am aflat că polițiștii, coordonați de procuror, evident, au bătut la ușa Drupo și n-au bătut ca să obțină niște pietriși ca să pietruiască curtea poliției, ci au bătut la curtea Drupo și au prezentat un mandat de percheziție. Au prezentat după aceea mai multe mandate în diverse locații și la două persoane fizice, probabil director sau persoane responsabile, și lumea a început să vorbească. Că vezi, doamne, prejudicii de vreo 800 și ceva de mii de lei, mă rog, faceți comparație. Și că s-ar fi dat niște pietriși agregate, cum se cheamă, către o societate din Iași, că a fost scos fără documente legale, sau mă rog, cum sunt lucrurile astea. Oameni buni, în județul Neamț și sunt N exemple, marile averi s-au făcut pornind de la scoaterea din albile râurilor a pietrișului, a nisipului și pregătirea lui pentru lucrări. Firmele cele mai mari așa au luat naștere. Acum vine poliția, procuratura și ne spune, domnule, am descoperit la Drupo. Este ok că de la Tupilat s-ar fi luat. Vă spun sincer că dacă s-ar urmări, de exemplu, așa, vă dau un exemplu, câți metri cubi de betoane s-au turnat când s-a făcut telegondola pe facturi și cât s-au turnat în realitate, s-ar putea să fie un subiect interesant pentru un procuror care vrea să facă istorie, că oricum faptele sunt prescrise. Sau se vor prescrie, oricum, n-ar fi nicio problemă. O analiză totală la nivelul județului, pe toate punctele de unde s-a exploatat legal sau ilegal, s-au exploatat așa zisele agregate, ar arăta că, de fapt, noi suntem un mare județ producător de nisip pietriș la negru. Țin minte acum că am făcut o anchetă într-o comună izolată din Neamț, la Rediu, unde un domn a exploatat fără niciun fel de aprobări legale, de acolo a scos pietriș, nisip, a vândut, a făcut, fără să aibă autorizație și în ziua de azi lucrurile continuă, pentru că, nu e așa, lumea are nevoie de fundații solide. Pentru asta ai nevoie de pietriș și nisip. A, că el e la negru, cu atât mai bine.
cu atât mai bine. Deci, e bine că începe o anchetă la Drupo, este, ca să zic așa, interesant, să vedem cum va fi până la urmă finalizată ea. Pentru că să nu cumva să ajungem, știu eu, la vreo societate din Iași care are legătură cu un fost președinte de Consiliul Județean, prinde ochiul, orbul scoate-i ochii. Dar aș vrea să vedeți în această dimineață și să ascultați ce ne spunea domnul președinte actual al Consiliului Județean despre aceste percheziții. Sper să reușesc. Da, să vedem dacă reușesc să le pun de la început. Probabil că va trebui să merg în YouTube ca să pot să ajung la ele. De ce? Este un model de cum se face o declarație atunci când ești președinte pe funcție și nu poți să spui foarte multe sau nu vrei să spui foarte multe. Ia să vedem noi. Trebuie să așteptăm să treacă publicitatea. Extravalerianii cardio controlează atacurile. Facem și publicitate în emisiunea asta. Da. Deci, atâta vreme cât există o presupunere rezonabilă și organele statului își fac datoria, este foarte bine. Pentru că în ce privește Consiliul Județean nu va tolera niciodată comiterea unor infracțiuni în sfârșit sau ce s-ar putea dovedi prin această percheziție la grupă. E un lucru firesc. E normal ca parchetul să intervină dacă, sigur, are asemenea presupuneri. Deci nu fac nimic altceva decât să comentez într-un sens pozitiv prezența unei asemenea control, a unei asemenea percheziții, pentru că nu facem nimic altceva decât să lucreze organele statului spre binele social. Și, sigur, să pună în ultimă instanță, aș zice, stabilă frână la presupuse infracțiuni. Deci, cred că ați înțeles cu toții atitudinea fermă a președintelui Consiliului Județean, care a vorbit despre presupuse infracțiuni. Acum, în general, procurorii când cer un mandat de percheziție au în spate niște probe, de cele mai multe ori. Dar mie îmi place tonul ăsta, ca să spunem așa, împăciuitor. Domne, e foarte bine, este ok, este, mă rog, să-și facă treaba, noi nu avem nimic împotrivă. Da, problema este că această societate Drupo este în subordinea Consiliului Județean. Dacă acolo au fost niște lucruri de genul acesta, există un Consiliu de Administrație sau exista un Consiliu de Administrație, că nu știm la ce perioadă se referă faptele astea. Consiliul de Administrație din care făceau parte niște oameni cunoscuți. Unul dintre ei, una dintre persoanele respective, doamna Ana Monda, fost viceprimar la Piatra Neamț, care trebuie să plătească o sumă imensă în urma unei decizii definitive a instanței asemănătoare cu cea a primarului Gheorghe Ștefan pentru recuperarea unor prejudicii, paranteză, pentru echipa de fotbal, închidem paranteza. Doamna era în Consiliul era director acolo. Mai avem și alții. În mod normal, Consiliul Județean Neamț ar fi trebuit să aibă o atitudine nu împăciuitoristă, ci tranșantă, să spună: domne, noi am luat la cunoștință, acum începem să-i chemăm pe domnii consilieri județeni care sunt în AGA acolo să vină să ne spună dacă ei au simțit ceva cu nasul lor fin, că acolo s-ar putea întâmpla ceva.
să vedem dacă la drupul ăia pe care i-am numit noi acolo consilieri județeni pe funcție, nu ăia din AGA, ăia care au fost angajați la drupul consilieri județeni, parcă domnul Cazan, dacă nu mă înșel, parcă un domn de pe la PUSL sau Pro-România, PUSL parcă, așa, Vacariu, dacă nu mă înșel, dacă domnii ăștia nu și-au dat seama că acolo se întâmplă niște lucruri și să încerce să ajute în felul ăsta organele de control. Iar consilierii ăia ar trebui să vedem ce rapoarte au făcut, că este obligat să facă niște rapoarte, că ei au niște bănuți de pe funcția de consilier. Și au obligații, nu numai datorii, să prindă atopul, să ia 2500 de lei în mână, să prindă alte sinecuri. Nu, au și datoria să-și o facă acolo, un raport de activitate. Să spună, domnule, la drupul mi s-a părut mie că a scăzut cantitatea de nisip vândută legal, invers, direct proporțional cu cea vândută la negru. Nu avem așa ceva. Apropo, dacă tot vorbim despre chestii de genul ăsta, să mai facem un lucru și după aceea cred că o să ne oprim, că da, nici prea mult nu e bine de dimineață, o să-mi cer scuze să mai iau o gură de cafea. A făcut furori, dacă găsesc, în timp ce vorbesc acum am să aminte de chestia asta, un material publicat de o entitate media din Iași, supărată pe Consiliul Județean din motive care țin de relații probabil personale, nu altfel de relații, o știre cum că la Târgu Neamț, la un centru din Târgu Neamț, s-ar fi cheltuit sume imense pentru plasă la geamuri. Să văd dacă găsesc materialul acum în timpul emisiunii. Na, nu reușesc, că avem tot felul de... Da. Da, ia să vedem aici. Cică ar fi costat suma de 6.385.000 de lei fără TVA. Adică 1,5 milioane de euro. Suma asta a apărut în sistemul electronic de achiziții publice. A apărut cu suma asta. În realitate a fost vorba de vreo 6.000 de lei, 7.000 de lei, cât or fi fost ei. S-au supărat cei din Consiliul Județean. Vezi, doamne, că ea de la Iași au scris și au dezinformat. Ei au luat din sistemul de achiziții. Au probabil un om care urmează achizițiile ca să poată să facă și ei niște contracte cu instituțiile publice sau urmăresc genul ăsta de achiziții. Au văzut suma infernală, au făcut calcule la câte bucăți era și a rezultat un articol de presă care s-a citit. A pus pe jar comunitatea. Ce face Consiliul Județean când primește chestia asta? Stă o zi, stă două, un vicepreședinte își dă seama că e o tâmpenie să lași să circule vestea asta și pune el pe grupul lui, pe pagina lui de socializare, facturile, nu știu ce, și după câteva zile vine un comunicat. Comunicatul este absolut delicios. Delicios. Să vedem dacă reușim să-l găsim undeva. Comunicatul. Mă rog. În care domnul președinte a SAFTEI, în loc să explice, băi, este chestia asta, s-a întâmplat așa, e vina unui funcționar care a multiplicat de nu știu câte ori chestia asta, el începe să se certe din nou cu presa. Că vezi, doamne, presa ticăloșită. Domnule președinte, stimați domn de la Consiliul Județean, atâta timp cât veți soroci relațiile cu presa, atâta timp cât pentru o informație de 2 bani trebuie să te rogi
dacă mergi pe calea firească, purtător de cuvânt, etc., etc., așa veți păți. Chiar și atunci când aveți dreptate. Numai că acum, cei care au luat informația, au luat-o bazată pe informația dintr-o instituție publică, aparent foarte credibilă. Ce s-ar fi întâmplat dacă cineva de la publicația ar fi sunat la Piatra Neamț, la serviciu? Vă rugăm să ne spuneți cum e cu aia. Dar cum să nu vă revenim? Pentru că purtătorul de cuvânt nu-și poate face treaba acolo. El trebuie să se ducă, să ceară aprobare X, Y, Z, ca să poată să dea o informație. De cele mai multe ori informația este o să-l sunați pe domnul președinte când are timp. Ceea ce nu este normal. Face rău județului, ca imagine, stimați tovarăși și prieteni, face rău instituției respective și face rău în general, așa. Să te joci de-a zbiru cu presa când tu, de fapt, ai probleme în exprimare instituțională, ca să fiu blând. Cam astea au fost problemele de azi. Mai erau și altele pe ordinea de zi, dar vom reveni în scris cu câteva probleme. Am aflat aseară că s-ar mai fi făcut un sondaj de opinie în Neamț. Vom vedea astăzi dacă el chiar s-a făcut. Încercăm să aflăm date și ar fi apărut acolo un candidat independent, sondat un personaj în postura de candidat independent la președinția Consiliului Județean. Interesant așa ca subiect, să vedem dacă este și adevărat. Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune în care am vorbit 32 de minute. Să ne vedem sănătoși în zilele următoare la o cafea.